un meci interesant, cu multe ocazii de poartă. De poartă am fost conduși, după asta ne-am revenit. La urmă, cred că un pic de noroc nu ne-a ajuns. În general, avem încă, suntem primele două meciuri, avem totul înainte și sper să găsim meciul echipei împreună. După prima repriză ați revenit în joc de la 2-0 și chiar ați răsturnat scorul 3-2. Ce s-a întâmplat în pauză? A fost o discuție cu jucători? Da, evident, a fost o discuție. Am văzut că este posibil de jucat, trebuie să fim mai agresivi un pic, să ne realizăm ocaziile care le avem. Și ne-am mobilizat și am reușit să întoarcem scorul. Dar până la urmă nu l-ați păstrat până la final. Care este cauza? Concentrarea? Lipsă concentrare? Da, cred că a fost un pic de lipsă de concentrare, poate un pic băieții au obosit. Dar asta e fotbalul. Încercăm să următoarele meciuri să nu mai lăsăm așa greșeli să ne coste meciuri, cum a fost în ziua de azi. Pe cine ai remarcat în această partidă? Din tot meciul? Nu, mi-a plăcut echipa noastră, că primul meci împreună, suntem nou promovată și am arătat că putem juca de la egal la egal cu o echipă care poate chiar ca jucător este mai valoroasă ca noi. Perioada de transferuri s-a încheiat, deja cu lotul actual urmează să luptați pentru obiectivele stabilite. Da, avem echipă bună, băieții sunt buni toți, cred că putem face față oricărei echipe, vom lupta cu fiecare de la egal la egal și nu văd o problemă pentru a face chiar și surprize și a intra în primele patru de a ieși în play-off.